Căutările pescarului necat pe 8 ianuarie pe lacul sud au fost reluate în această dimineață. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța au trimis un echipaj specializat pentru găsirea cadavrului care putește pe lacul sud localitatea Ovidiu. Conform misul Dobrogea la fața locului au intervenit detașamentul Palace cu ambarcațiune gonflabilă și detașamentul FreePist cu auto specială de stingere cu apă și spumă. Căutările nu au dus nici astăzi la vreun rezultat și au fost sistate după prânz în cursul zilei de marți 2 aprilie cadavrul unui tânăr a fost observat pe lacul Sudghiol în zona vilelor din Ovidiu. Potrivit unor surse, victima ar fi cel de-al doilea pescar dispărut la începutul lunii ianuarie 2024 pe lacul Sudghiol în timp ce era la pescuit.